Campioana a scos maximum din dubla deplasare făcută în Ardeal. După Oradea și Satu Mare s-a înclinat în fața trupei lui Dan Fleșeriu, la o diferență la fel de consistentă ca și cea din meciul disputat cu două zile în urmă. Am avut joi o victorie, am avut vineri o victorie, am avut sâmbătă o altă victorie și mă gândesc aici la echipa de basket care a câștigat joi pe terenul din Oradea, apoi vineri echipa de volei a reușit să câștige acasă cu CSM București, pentru ca sâmbătă acest sfârșit de săptămână se încheie cu un nou succes al formației de basket al campioanei României. Chiar dacă aceste rezultate ale echipei de basket nu trebuie diminuate niciun fel, ca important să vorbesc, până la urmă sunt niște rezultate normale, pentru că CSM Municipal Târgoviște este una dintre favoritele la titlu, în condițiile astea fiind obligatorii aceste succese obținute în fața celor de la Oradea și la Satu Mare. O victorie normală, chiar dacă în lotul formației noastre au existat destul de multe probleme și pe care iubitorii basketului și iubitorii echipei din Târgoviște l-au sesizat. Au fost multe disponibilități, asta a însemnat însă că fetele care au rămas și au fost valide din punct de vedere medical nu și-au făcut treaba. Și-au făcut treaba pe abnegație și-au reușit să obțină o victorie sau niște două victorii foarte importante pentru economia campionatului de basket. Formația noastră a reușit să tranșeze meciul încă din prima jumătate, chiar dacă din punct de vedere defensiv lucrurile nu au stat deloc foarte bine. Fără Whittington, Ușurelu, Cocker și Alecu, toate accidentate, Municipal a făcut față cu brio dublei din săptămâna trecută, iar în meciul cu Satu Mare, principala marcatoare a fost Givens cu 19 puncte.